Asociația Proinfrastructura critică recenta decizia guvernului de a implementa proiectul autostrăzii Ploiești Brașov prin parteneriat public privat. Credem cu tărie că soluția parteneriatului public privat descrisă de acest studiu este un dezastru iminent și aruncă în derizoriu construirea unei autostrăzi extrem de importante. Motivele, stabilirea traseului prin mijlocul râului Prahova și a stațiunilor de pe Balea Prahovei, la care se adaugă riscurile și restricțiile financiare, tehnice și de impact asupra mediului. În această formă, proiectul nu este demn de o țară europeană civilizată. Au declarat reprezentanții pro-infrastructura. Asociația consideră că finanțarea dintr-un parteneriat public-privat nu este viabilă din punct de vedere economic, iar din cauza faptului că documentația depusă nu este completă, eventualele modificări vor duce la recalculări de preț și implicit blocarea proiectului. ONG-ul mai scoate în evidență și alte greșeli. Descrierea traseului autostrăzii este dificil de analizat din cauza greșelilor grosolane de gramatică, logică și a limbajului de lemn. Înțelegem că se dorește construirea pe aliniamentul dat de studiul de fezabilitate din 2002. O astfel de variantă va la un dezastru ecologic pe Valea Prahovei, cu un puternic impact negativ asupra turismului. A mai arătat Asociația Pro-Infrastructura. Ca o comparație, reprezentanții ONG-ului au descris experimentul Bechtel, unde inițial autostrada Brașov-Borș a fost estimată la 2,2 miliarde de euro pentru toți cei 450 de kilometri. Ulterior s-au plătit 1,3 miliarde de euro pentru doar 52 de kilometri între Câmpia Turzi și Giuleu.